Salutare dragilor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați vizionat primul meu video. Aproape am ajuns la 2000 de views la primul meu vlog și sunt foarte încântată. Pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Și vă mulțumesc din suflet și dacă vreți să mă susțineți și să mă urmăriți în continuare, dați-mi un subscribe, un like la acest video dacă vi se pare interesant și dacă vă place. Și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok. Astăzi o să fac un unboxing de la Sephora. Am primit acum câteva zile o cutie de la Sephora și vreau să vă arăt și vouă colecția lor nouă. Este ediția de Crăciun și ce să mai așteptăm? Hai să-i dăm drumul! Cam asta e cutia pe care am primit-o eu de la Sephora. Este super mare, super gigantă și îmi ocupă toată fața aici. Bun. Cred că o să pun... Nu știu unde să pun. 2 hours later. Știi ceva? O las chiar aici. Dar cred că o să-i tai astea. Că mă enervează. Au! Mi-am rănit degetul. Bun, am rezolvat și cu cutia. Acum sper că mă vedeți. Sper că vedeți și cutia. Și să începem cu primul produs. Să facem așa ca la loto. Ce să fie? Pentru început vreau să vă arăt. Din colecția lor nouă, este ediția de Crăciun, v-am spus. Wild Wishes se numește. Anul ăsta suntem așa pe junglă. Asta e foarte drăguț. Este un kit comfort cu cooling set. Și acest set conține o pereche de șosete care sunt super mega cute, cu animale de-astea ale junglii. Da, un papagal bănuiesc că ăsta și un lemur sau lemurian, nu știu exact cum îi zice în română. Da, sunt foarte drăguțe, dar bomba bombelor este această chestie, care eu inițial nici măcar nu știam ce e și mereu vedeam la magazine chestiuțe din astea și nu știam ce sunt. Am crezut că sunt de-astea antistres, mamă, fac așa și îmi pierde stresul. Dar nu e, asta e de fapt încălzitor de mâini. Adică o ții așa în mâini și practic te încălzești. Bine, în momentul de față e cam rece, dar... Da, oricum, foarte interesante chestiutele astea. Și șosetele la fel. Nu mă așteptam ca Sephora să aibă și lucruri de încălzăminte. Da. Drăguț. Bun. Următorul produs este o mască de buze. Golden Lip Mask. Și ea ne spune că e hidratantă și nutritivă. N-am încercat niciodată o mască de buze și acum chiar e momentul să pot încerca și eu o mască de asta. Aici avem o mască, tot din colecția lor de iarnă, Wild Wishes, Glittery Cooling Eye Mask. Este o mască din asta de o pui pe față. Eu acum nu pot să mai pun pentru că sunt machiată. Așa, o pui așa frumos pe față și stai și dormitezi o oră cu ea pe față și după aia ochii sunt sclipitori și frumos și wow! Apropo, asta mi se pare că se bagă în frigider, se răcește și după pui pe ochi, că atunci când îți pui o mască pe ochii rece, îți revitalizează ochii, cică. Un alt produs de la Sephora, tot din ediția lor de iarnă, este The Holographic Mask. Este o mască hidratantă, așa spune aici. Refreshing formula. Deci e o mască hidratantă, îți dă refresh și e holografică. Ce mai avem noi aici? The Ritual of Ayurveda. Deci avem aici de la Rituals un gel de duș sub formă de spumă și ăsta miroase super bine.
Miroase a... Deci ei spune că e cu Indian Rose and Sweet Almond Oil. Chiar miroase foarte dulce. Următorul produs este tot din gama lor, Wild Wishes. Și avem aici un set de rujuri Cream Lip Stain Set. Nuanțele astea sunt așa mai tomnatice. Da, arată foarte bine și abia aștept să le încerc și pe ele. Oricum eu sunt foarte nebunită după rujuri, dar mai mult folosesc creioane. Deși îmi plac rujurile foarte mult, am mai multe creioane decât rujuri. Următorul produs este de la Pixi On The Glow Blush. Și aici spune că este un blush de obraz. Da. Ca un ruj, așa, și se poate folosi și ca ruj. Da, interesant și ăsta, o să-l folosesc și pe el. Mai avem aici un scrub de baie de la Frame Body. Sleep Scrub and Soak. Următorul produs este un port fard. El este confecționat din paiete. Și aici scrie Wild. Și dacă faci așa, invers, scrie Wishes. Foarte interesant și ăsta. Da, mereu când eram mică eram și eu nebunită după paiete. Tot așa cu paiete, pe o parte era un desen, pe cealaltă parte era alt desen. Îmi plăceau foarte mult. Țin minte că mi-am cumpărat din bursă, mi se pare, un tricou care era destul de scump pe vremea aia, eu eram în general atunci. Și l-am purtat, băi, dar l-am purtat o grămadă de timp. Mi-a plăcut foarte mult. Următorul produs este un gloss de buze, Golden Lip Water, de la Lana Lips. Aici avem un set de la Dr. Jart. Ceramidin, nu știu exact cum se pronunță, care conține cremă hidratantă. Mască. Da, este o mască hidratantă. Cred că acest set este de hidratare. Un ser moisturizing treatment. Și liquid moisturizing toner. Da, deci un toner hidratant, un ser hidratant, mască hidratantă și crema. Ghiciți voi cum? Hidratant. Următorul produs, tot din gama lor Wild Wishes, Multi-Use Powders, Face, Lips and Eyes. Ia să vedem ce pudră aveți voi aici, dragilor. Ce interesant! Deci, aici au o culoare, aici cealaltă culoare și aici a treia culoare. Au trei culori în nuanțe diferite, dar au același ton de roz, dar nuanțele sunt diferite, foarte interesant. Chestiunța asta mi-a duce aminte de ceva din copilărie, dar nu mai mi-a duc eu aminte ce. Tot ceva, machiaj, cred că rujuri erau așa, dar nu mai țin minte. Da, am avut așa un deja avut. Următorul produs este o perie. On the go hairbrush compact styler. Este perie din aia. Da, de asta voiam eu când eram mică. Bă. Nu merge. Gata. De asta cu de kiss. Ne place. Ce mai avem noi aici? Asta este iubirea vieții mele, cea mai frumoasă paletă din univers. După mine, asta este cea mai frumoasă paletă pe care am văzut-o eu vreodată în viața asta. Și anume, se numește Stone Vibes de la Urban Decay. Păi da, paleta asta este rai pe pământ, deci arată într-un fel. Deci nu am cuvinte de laudă pentru ea. Îmi place enorm, enorm, enorm de mult.
Este superb. Următorul produs este o altă paletă de la BK Barbie Ferreira. Mama mea, ce aminte de Barbie Feritopia. Băi, ce mă mai uitam la desenele alea cu Barbie Feritopia. Este foarte interesantă și paleta asta, pentru că se deschide super ciudat. Cam așa ceva. Și are niște nuanțe pigmentate de mov, maro, roșu și alb. Și cred că se poate folosi și pentru highlighter, cea albă și cea maro, dar și ca fard. Sau poate ca și culoare pentru buze, nu știu. Da, și asta e foarte interesant. Următorul produs este de la Mario Bădescu, spray facial cu aloe vera, castravete și arbore de ceai pentru revigorare, așa, la față. Tu dai câteva pufuri și te simți mai vie. Următorul produs este un The Sleeping Kit care conține o mască de ochi pentru dormit, o mască de păr, Coconut Hair Sleeping Mask și un ser Hemp Night Face Serum care are ingrediente naturale. Ce mai avem noi aici? Oh, drăguțenia asta de lemur. Măi, cum se zice, lemur sau lemurian? Lemur Night Light. Uitați-vă ce cute este acest lemur. Este lampă din asta de veche. Dacă ți-e frică noaptea să dormi pe întuneric, aprinzi lampuța asta și gata. Ai lumină în cameră. Bine, lumină. Așa, lumina ambientală. Da, foarte frumos. Asta nu se închide. Avem aici o cutie de la Benefit, Bad Girl to the Bone, care conține un rimel Bad Girl Bang, acest primer pentru pori, faimosul primer pentru pori, The Professional Pore Primer, și faimosul contur de la Hoola. A căzut. Și cam atât cu cutiuța. Și cutiuța asta ne place. Ce mai avem noi aici? Trei săpunuri, tot din gama lor de iarnă. Primul este cu Cherry Blossom Riverdale. Al doilea este cu Cotton Flower și al treilea este cu Manoi. Nu știu ce este ăla Manoi. Dar miros bine, măi, Manoi. Miros demențial. Un miros foarte frumos. Ne place și ăsta. Și așa ne avem eu să pun. Foarte bine. Mulțumesc, Sephora, chiar. Te zici de drăguț. Aici avem o cremă de corp, un lapte de corp, de fapt, hidratant, Moisturizing Body Lotion cu Cotton Flower. Bun și. Avem aici o mini paletă cu trei farduri, a Shadow Trio Palette. Se deschide foarte interesant ca o carte. Și avem trei nuanțe de nude, un alb, un maroniu și o nuanță si de fată de maro. Anul ăsta văd că ei sunt foarte mult pe culori de astea foarte nude. Și chiar s-au purtat anul ăsta culorile nude, de ce să nu spun asta și eu. Dar acum la sfârșitul anului parcă a fost așa mai exotică. Avem aici un set de la Belief. Body Bomba Party, care conține o cremă de corp
Deci are efect de hidratare și aromă de lămâie. Ia să vedem. A, eu miroseam, da. Ea e închisă. Ia să vedem dacă are miros de lămâie. Chiar miroase a lămâie, zici că am făcut limonadă. Aici avem o cremă de ochi hidratantă, iar aici o cremă de față. Mai avem aici tot o paletă din ediția lor de Crăciun, Wild Book Palettes. Arată foarte drăguț, are 15 farduri, un blush, un highlighter și un bronzer și două pensule. Mai avem aici o pungriță de la Givenchy. Fortifying Moisturizing Concentrate Anti-Stress. Este un ser, probabil. Da, este un ser de față pentru stres. Deci, dacă vreodată ești stresată, te dai cu acest ser și nu mai ești stresată. Sau pentru față stresată. Da, pentru față stresată e mai logic. Iar aici avem Beautifying Balm Nutrition Smooth Plums Care and Comfort. E un balsam de buze. Balsam de buze care e lichid. Dar e așa, foarte cute. E varianta mini și poți să-l iei peste tot. Poți să-l bagi în buzunar, poți să-l bagi în geantă. Da, oricum, foarte cute. Și mai avem aici un breloc. Wow, ce drăguț! Un ruj, rujul ăsta... Nu, nu e ruj. Mai avem un parfum. Wow, foarte interesant. Un parfumel la breloc. Mai avem aici un produs de la Olay Henriksen. Banana Bright Face Primer. Deci un primer de față. Dar să vedem dacă el chiar are aromă de banană. Pentru că n-am mai întâlnit produse cosmetice cu arome de banană. Wow, chiar miroase banane. Super. Următorul și ultimul produs este la Dior. Și conține o pungă cu Dior Backstage Glow Face Palettes. Ce fain e! Deci sunt 4 nuanțe de highlightere, presupun. Bine, nu neapărat highlightere, cred că poți să le folosești și ca farduri. Deci ei spune că este highlight and blush. Da, deci highlighter și blush, deși nu știu cum mai putea folosi blush cu aceste nuanțe de galben. Da, nu se știe niciodată. Da, foarte drăguțe astea. Îmi place mie. Nuanțele sunt foarte interesante, mai ales că sunt pentru tenul meu. Și mai avem aici un Dior Addict Lip Maximizer Lip Plumper. Ăsta este un gloss de buze. Hyaluronic Lip Plumper. Din ăsta desfaci buzele mari, mă, mamă. Face buzele mari, dar nu pot să mă dau că sunt dată deja cu un gloss, da. Ne place și ăsta. Și s-a golit și cutia, nu mai avem nimic. Cam astea au fost produsele pe care le-am primit eu de la Sephora. Mulțumesc mult, Sephora, pentru că mi-ați trimis acest pachet. Și cam asta a fost și cu video. Mulțumesc mult de tot că m-ați urmărit. Dacă vă place sau vă face ceva cu ochiul din produsele pe care vi le-am arătat eu aici, eu o să vă pun toate linkurile în descriere. Mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut videoul, vă rog frumos să-mi dați un subscribe, un like și follow pe Instagram și pe TikTok dacă vreți să mă urmăriți în continuare. Mua, v-am pupat!